și o plăcere și o dificultate să lucrez cu Adrian Pintea. Era foarte profund. Intra ca într-o hipnoză el însuși și într-un fel își conducea regizorii pe un drum pe care el îl simțea instinctual. E o scânteie a lui Dumnezeu care o aprinde în câte un om din ăsta, această scânteie fiind și o damnare. Presupune foarte mult luptă cu tine și foarte multe luptă cu păcatul și cu trântă, cu îngerul.